S-au făcut licitațiile pentru balastare și reparații a drumurilor. Deja pe strada Andronic Motrescu și pe străduțele învecinate ei au început lucrările și vor continua pe strada Zorilor și Pandurilor. De asemenea, cu ocazia zilelor Rădăuțului, de mâine se va începe lucrările de reabilitare pe strada Piața Unirii și în parcarea centrală. Dar avem promisiunea ca următoarele străzi care vor fi asfaltate sunt Dragoș Vodă, Petre Liciu, Dorobanțului și Gheorghe Dova. Însă planurile pentru înfrumusețarea municipiului Rădăuți nu se opresc aici. Acestea vor continua după zilele Rădăuțului, iar mai multe informații fiindu-vă furnizate de Igo Kofler. S-au făcut licitațiile pentru balastare și pentru reparații drumuri. Licitația de balastare a început de săptămâna trecută, de ziua de joi, când s-au început lucrările pe strada Andronic Motrescu. Vor continua cu strada Zorilor, strada Pandurilor și toate celelalte străduții mici care intră în Andronic Motrescu. Mai avem licitația la... Asta e licitația balastare. La drumuri, licitația a fost judecată de către SC Drumul și Podureța Suceava. S-a semnat contractul de joi. De mâine vom începe lucrări de reabilitare strada Piața Unirii, întrucât vin zilele Rădăuțului, vor începe lucrări de reabilitare pe strada Piața Unirii și în parcarea centrală. După aceea vom încerca să asfaltăm străzile care sunt pregătite pentru covor. Va fi zona din stânga străzii Bogdan Vodă. Deci e vorba de străzile Dragoș Vodă, Petre Liciu, Dorobanțului și Gheorghe Tofa. La fel, s-a publicat anunțul pentru cele două sensuri giratorii. Licitația va avea loc în data de 26 iunie, ca să putem începe lucrările acestei două sensuri după zilele Rădăuțului, pentru a nu crea haos în circulația în orașul Rădăuți. La fel, vom da anunțul săptămâna asta pentru anvelopare blocuri. E vorba de 10-13 blocuri care vom scoate la licitație proiectul, urmând ca după ce se va judeca proiectul tehnic din toamnă să începem efectiv să facem licitația pentru lucrările de execuții pure la aceste blocuri. De asemenea, săptămâna asta se va scoate tot la licitație pe SEAP lucrările de reabilitare apă canal, străzile 1 mai, Mihai Viteazul, tronsonul din dreapta, înspre strada Bolovățului, strada Școlii Noi și, dacă ne ajung banii, vom încerca să alimentăm cu apă și canal unde lipsește pe strada Vasilii Conta. Acestea sunt previziunile noastre. În funcție de buget, dacă nu vor fi bani, vom mai încerca să alimentăm cu apă și canal și alte străzi ale municipiului, pe care vi vom informa un timp util. Vă mulțumesc. Acele blocuri, ce anume constau? Deci, la învelopare, se va face proiectul și constau în anveloparea blocului efectivă, deci izolație termică, schimbarea tâmplăriei din geam, în geam termopan, unde este cazul, subsolurile, reabilitarea subsolurilor, schimbarea țevilor ruginite vechi, robinetelor, tot, deci toate subsolurile, casele scărilor, ușă serioasă la intrare, ușă termopan și blocurile care au șarpant, în funcție de bani, vom încerca să reabilităm și șarpantele, mai precis învelitoarele.